Energeticienii și minerii se pot pensiona mai devreme. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele care au lucrat în industria cărbunelui și în termocentrale să poată beneficia de reducerea vârstei de pensionare. Astfel, cei încadrați în grupa 1 și a 2 de muncă din aceste domenii se vor pensiona cu 13 ani mai devreme. Minerii și energeticienii pot ieși la pensie cu 13 ani mai devreme. Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care cei care lucrează în extracția cărbunelui și în termocentrale să se pensioneze mai devreme. Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa 1 și sau grupa a 2 de muncă. Se arată în textul legii. Deputatul Dumitru Mărculescu este de părere că această prevedere legislativă este firească, întrucât trebuie să se țină cont de specificul activităților desfășurate în aceste domenii. Este așadar un beneficiu adus minerilor și acelor persoane care au lucrat în termocentrale, în sensul că atât condițiile de muncă speciale, cât și condițiile de muncă deosebite sunt făcute pentru a compensa condițiile grele de muncă. Ori acest act normativ modificat nu face altceva decât să restabilească o ordine firească. În Mehedinți, peste 80 de mineri vor ieși la pensie datorită noii legi. Din punct de vedere al carierei, uznicioara beneficiază undeva la 80 de salariați. Mai sunt salariați care vor beneficia din cadrul termocentralelor pe cărbune, vorbim aici de posta Halânga, să spun așa. Numărul exact nu pot să-l știu, până la urmă ei nu mai au evidență acum a salariaților, că ei lucrează în alte condiții și mulți dintre ei practic au ieșit din activitate, dar ei vor beneficia tot la fel de reducerea vârstei de pensionare și tot așa se va raporta în funcție de vechimea salariaților, pentru că ei n-au mai avut grupa a doua de muncă, unii dintre ei din 2001, alții mai târziu, și în funcție de asta, după reglementările care vor veni de la Casa Națională, casele județene, casele teritoriale de pensii vor face calculul, dar trebuie să specificăm acolo că de asta vom avea o întâlnire cu președintele casei județene pentru a clarifica situația legată de adeverințele care sunt necesare salariaților. Legea a fost deja promulgată de președintele României și urmează să fie pusă în aplicare în curând.